Ia să dau mai încet puțin. Pune pe aici puțin să absorbă, să fie absorbită prima mână de culoare, pentru că pe aici va trebui să vin cu barba și pe fundal o să mai pun puțin de jur împrejur pe unde știu că vin firele de păr. Și atunci trebuie să pun puțină culoare, să lăsăm să se odihnească culoarea asta din jur împrejurul bărbei, să pot să fac barba. Aminte, e mai complicat de făcut barba dacă nu am această culoare de suport. Așa, ia să vedem ce culoare vom găsi pentru culoarea de suport, de fundal și o scuze. Nu cred că am să folosesc un... Nu, verdele nu-mi place. Hai să vedem, poate o să fac tot un turcoaz, să fie așa... Cred că am să fac tot un turcoaz. Am pus puțin galben, puțin cam mult. O să vreau să pun mai mult albastru în cazul ăsta. Și mai puțin negru, ia să vedem. O să iasă turcoazul, că... Da. Iese turcoazul. Așa, imediat. O să încerc să mă mișc cât se poate de repede să pot să...
să obțin niște efecte rapide de culoare de strat în strat, fără să se usuce. Aici vine fruntea. Bun. Acum încerc să-mi curăț pensula de vopsea pe suprafața pânzei, eliberând culoarea și în același timp și împrăștiind culoarea. Foarte frumos. Iese bine. Acum imediat am lăsat puțin să odihnească culorile pe și pe față, pe suprafața pielei. Apoi o să continui pe aici să fac să pun culoarea albă pe barbă ca să la fel să se odihnească puțin culorile. Să înceapă procesul de uscare. Eu lucrez acum nu mai lucrez în peligole, lucrez chiar în straturi de culoare foarte groase. E culoare consistentă aici chiar, aș putea spune, am o culoare consistentă. Pentru asta am nevoie de un brax în mod deosebit și încă o pensulă cu care să estompesc culorile, să le omogenizez între ele acolo pe în tablou. Eu am modelul undeva în dreapta, Părintele Pârvu este în dreapta, eu o să pun culoare dreptat, câte puțin. Așa, acum o să încerc puțin să le omogenizez între ele. Ia să mai luăm puțin roșu. Și să venim pe aici cu o cearcănă, o dată. Vedem pe unde mai trebuie și pe aici aș mai putea să mai pun. După care o să mai intensific puțin, adică o să mai închid la culoare. La locuri o să mai închid, pe unele locuri o să mai deschid, obținând volum și în același timp obținând imaginea dorită, evident, din asta. Așa, să mai vedem noi puțin la pupilă. Ok, acum am să-i stompez puțin. Ops, era murdară pensula de culoare. Să aștept puțin să se usuce. Hai să vedem nasul mai întâi. Nasul va veni ceva de aici, o umbră partea de jos a nasului. Aici iarăși am o umbră. Aici iarăși am aceste cearcăne. Aici e partea de pomet. Acum o să conturez puțin nasul. Așa, aici e partea de pomet. Hai să vedem pentru partea de pomet ce trebuie. Trebuie puțin roșu, puțin umbră arsă. Ia să vedem acum. Ok, funcționează. Deci merge și așa.
să mai intensificăm puțin. Așa, aici să intensific chiar foarte tare umbra de sub nas, de sub nară. Și acum am să-i stumpez puțin, iarăși. Și am să-i stumpez aici, la partea de pomet, din partea stângă, așa cum privim. O să-i stumpez către interior, de aici către în partea, din dreapta către stânga, puțin. Aici, la nas, o să mai pune puțin lumină, că nu e de ajuns. Consistența culorii trebuie mai mare și ca suprafață de acoperire mai mare. O să fac aici volumul. Ia să vedem la volumul de la nas cum o să lucrez pentru volumul nasului. O să vin cu alb. Și o să încep de sus și mă duc în jos. Omogenizez între ele straturile de culoare care le-am deja la bază. Ok. Bun. Hai să terminăm și partea de pomet din dreapta. Pometul din dreapta. Așa, ia să vedem și aici puțin. Așa, să rămână doamna Sica. Să rămână bună seara la toate doamnele și domnii. Ia să iau o pensulă mai lată puțin să încerc să câștig timp acum, pentru că aici o să fac puțin mai închisă zona asta. Ok. Și aici la tâmple iarăși o să vină puțin mai închis, pentru că e vorba de tâmple. Tâmplele sunt puțin mai închise la tâmple. O să obțin aici un pomet cu puțin volum mai mult. Acolo. Aici o să fie indubitabil o obținere ușor realizabilă pe partea asta de pomet. O să fie cel mai ușor de realizat. Am zis că o să facem puțin aici la tâmple, puțină umbră. Ok, am și estompat zona aia să nu mai fie o zonă rigidă, tăioasă. Acum voi pune puțin roșu pe zona asta de aici și o să mă duc puțin treptat, ținând cont de culoarea care o am deja la bază, adică culorile care mi asigură un amestec de culoare corespunzătoare, pentru că tehnica pe asta se și bazează pe strat în strat, da? Și omogenizarea culorilor între ele. Bun, hai să vedem acum ridurile de expresie puțin, cât mai lăsăm să se odihnească zona în care am acoperit-o cu culoare. Să vedem ridurile de expresie, ce putem obține la ridurile de expresie pe aici puțin. Am încercat puțin să definitivăm fizionomia personajului prin a reda formele de umbră și lumină, adică de volum și adâncituri, nu place mie să spun. Așa. Ia să punem acum. Să facem volumul nasului puțin mai vizibil și volumul la pomet. Ok. Aici avem firele de păr. Ok? E foarte bine. Am să iau o pensulă puțin mai subțire și o să încep să intru în detalii mai mari pe zona ochiului, acum pe partea asta, după care o să fac și pe zona asta alaltă. Acum o să închid la culoare, pentru că mai apoi să vin cu sprincenele.
am o pensulă la îndemână pentru a estompa culorile între ele. Ok. Hai să pun puțin o culoare mai intens, mai intensă puțin. Da. Deranjează muzica. Nu e tocmai ceea ce voiam și ca atare am schimbat melodia. Ok, hai să vedem acum ce putem obține pe zona ochilor ca efect de volum. Am să încep a pune culoare, să am din belșug ce să prelucrez și acum voi pune culoare. După care o să încep treptat, treptat să o estompez în amestecurile care se formează în timpul omogenizării culorilor. Așa. Aici este gura. Bun. Ia să mi-au o pensulă puțin mai curată și mai fină în păr, mai lung, să pot să estompez acum ce am pus. Da. Este o pare se face foarte frumos. Pânza răspunde corect la comenzile mele, cum s-ar zice, că contează foarte mult să ai o pânză bine tratată, am mai spus. Așa, ia să vedem acum cum pot eu să... Ia să le uni pensula. Pensula, unde ești? Ah, în mâna mea era. Căutam pensula și era în mâna mea, ca să vedeți numai ce... Ce lucru minunat se întâmplă.
Da, haideți că se pare că v-ați plictisit deja. Nu vă mai rețin atunci. Ce să vă mai zic? Noapte bună. Dacă văd că plecați, nu-i vina mea. Nu-i vina nimănui. Cred că sunteți obosiți și vă înțeleg. Erați 50, acum sunteți 30. Nu vă mai rețin atunci. Bun, în câteva minute, nu știu cât am de când stau în direct, dar... Era mai frumoasă, de-adevăr. O să vă arăt partea a doua mâini dimineață, pentru că astăzi se pare că în seara asta v-am zăpăcit, cred că prea mult cu live-urile și nu e ok. Bine, noapte bună.